La concursul național de dans sportiv Dansul Florilor, care se desfășoară la Pitești, o tânără concurentă a dansat împreună cu partenerul ei așa de bine încât a ajuns în finală. Asta cu riscul epuizării. De cum a ieșit din ring, însă a făcut o tahicardie, adică avea puls mărit, sub impulsul emoțiilor și efortului. Angajații ambulanței au pus-o la perfuzii, apoi au dus-o la spitalul de pediatrie din Pitești. Cu ea a plecat și partenerul de dans. Cardie pe emoții, că eu sunt și psiholog. Ultima cu de la șapte. Ați văzut cum lucrează o ambulanță? Frumos! Sau cum nu? A, e partenerul? Da. N-avem ce face, când oamenii se iubesc, ambulanța trebuie să facă... Hai, vă sărut, pa! Să vezi acum, like-ul! Astfel de incidente se întâmplă pe fondul emoțiilor puternice și oboselii. Din punct de vedere al sportivilor, toți sportivii se străduiesc să acumuleze puncte pentru a trece într-o clasă superioară, începând de la clasele celor mici, de 6-9 ani, până la 55 de ani. Anul ăsta am avut în premier, pentru prima oară la Dansul Florilor, senior 2, adică vârste cuprinse între 45 și 55 de ani, care vor evolua în seara asta. Mai pot? Și mai pot, uite că mai pot, totuși la vârsta asta se face dans de performanță. Este extenuant pentru că un dans durează 1 minut și 30 de secunde. Indiferent de dans, că este dans standard sau dans latinoamerican, efortul este maxim. Ca dovadă că unii nu au pregătirea fizică necesară și se mai întâmplă și întâmplări nefericite. Patima pentru dans este atât de mare încât niciunul dintre participanți nu ține cont de consecințe. De unde sunteți? București. București. Unde v-ați plasat voi în ierarhia dansului din România? Nu suntem la cea mai înaltă categorie, dar suntem destul de buni. Ai transpirat. Păi, da. Urmează un dans. Urmează un dans. Unde vreți să ajungeți? Cât de sus se poate. Până acum ce ați realizat? Foarte multe locuri, 1, 2, 3. A fost un realizări foarte mari, alături de antrenoarea noastră, pe Paimana Raluca, la Dance Factory. Cum te vor vedeți peste 5 ani? Peste 5 ani? Cei mai buni. Nu am ce să zic. Alături de o puteți contrazice, eu nu pot să o contrazic. Are 13 ani și încă mă bate în argumente. Breteluța nu prea stă. Da, da, așa e, toată lumea îmi face asta. Te-a muncit, te-a dansat. Da. De ce dans și nu altceva? Păi pentru că dansul te face să te simți altfel și... Nu știu... Cum te simți acum? Acum... Veselă și... Sunt bucuroasă atunci când intru în finală și când intru mai departe și simt bucuria aia care... De acord? Da, da. Da. Cât a costat locul? Aproximativ 2000 de ron sau poate mai mult. Așa, nu știu unde loc. Costumațiile se fac de la croitoresele care sunt specializate special pentru dans sportiv. De unde sunt toți? Din București. De ce dansul și organizațiile? Pentru că dansul pentru noi este un mod de a trăi. Facem asta zilnic și ne place foarte tare. De acord? De acord. Și atât? Un mod de relaxare, un mod de a ne menține în formă, ceva mai știm comun față ce fac restul, să spunem așa. Ce performanță aveți până acum și ce vreți pe viitor? Concursuri interne, concursuri internaționale, clasări pe finale, respectiv podiumuri și din ce în ce mai sus, vă dați seama. Peste 900 de dansatori sportivi cu vârste cuprinse între 4 și 55 de ani de la 60 de cluburi din țară au participat la concursul național de dans sportiv Dansul Florilor, ediția 28.